Descoperirea a fost făcută la primele ore ale dimineții. Bărbatul care lucra ca agent de pază în zonă a sunat imediat la 112. Medicii, ajunși la fața locului, nu au mai putut face însă nimic pentru femeia care murise de câteva ore bune. A fost găsită o pacientă de sex feminin, aproximativ 60 de ani, decedată. Pacienta prezenta mai multe echimoze la nivelul membrelor inferioare. Semnele, dar și faptul că femeia era dezbrăcată de la mijloc în jos, iar pe picioare avea urme de sânge, i-au făcut pe medici să solicite intervenția polițiștilor criminaliști. Un procuror de la parchetul Tribunalului Constanța, dar și legiștii au ajuns la locul incidentului. În urma primelor cercetări efectuate, s-a constatat că femeia, încă neidentificată, ar fi fost adusă acolo de un bărbat în vârstă. Acesta a susținut că așa ar fi găsit-o la el în curte, s-a speriat și a tras-o afară până pe marginea canalului. Cercetările continuă sub îndrumarea parchetului Tribunalului Constanța pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs decesul. Oamenii legii au în considerare toate variantele, inclusiv ca femeia să fi fost bătută, violată și lăsată să moară în frig.